Bună seara, bine v-am regăsit! Mă bucur să vă salut din nou de aici, din studioul O Seară Perfectă. A fost o pauză lungă pentru mine, v-am dus dorul și sper că v-am lipsit și eu măcar un pic. De astăzi, în fiecare seară, sunt din nou la datorie aici și promit că împreună cu colegele mele vă vom aduce în case seriile perfecte de care aveți nevoie, cu tot ce presupune asta. Zâmbete pe alocuri lacrimi, discuții interesante și povești, provocări, jocuri și atmosferă caldă. Revenim astăzi din vacanță și după o zi importantă pentru noi. Ieri, ProTV Chișinău a împlinit 24 de ani. 24 de ani în care te-am îndemnat să gândești liber și să-ți construiești un viitor frumos. Frumoasă se anunța fi și toamna, pentru că ProTV ți-a pregătit surprize și noutăți. Care sunt cele mai tari show-uri din acest sezon? Vedem chiar acum. Pentru o nouă rețetă, Iulia Deliu intră în combinație. Bătălia din bucătărie continuă. În această toamnă, gusturile se discută, revine pe micile ecrane cu surprize. Colega noastră, Iulia Deliu, este noua gazdă a emisiunii, iar alături de Anatolie Melnic și șeful Petru Chicu îți vor condimenta seriile de duminică la ora 21:00 alături de invitați speciali. Cine câștigă cea mai dorită tigaie din Moldova? Diminețile de sâmbătă încep cu doza de sănătate și frumusețe. Noul sezon al emisiunii Ai Sănătate revine cu subiecte utile pentru un stil de viață echilibrat. Clipă de clipă, alege să ai sănătate cu Vlada Mardar. Iar zi de zi te informăm corect și echidistant în jurnalele știrilor ProTV. 24 de ore din 24. Aici afli tot ceea ce contează. Aici te conectezi cu lumea. Pentru ca tu să o poți schimba. Emisiunea În Profunzime cu Lorena Bogza îți aduce în fiecare seară de luni dezbateri pe teme politice și sociale după jurnalul de la ora 20. Să dezlănțui cele mai incomode de întrebări. Fii primul la adevăr. Scena de la Super Show-ul Vocea României vibrează pentru telespectatori. În cel de-al 11-lea sezon, Horia Brângiu îl înlocuiește pe The Motans și va împărți scaunul dublu cu Theo Rose. Și antrenorii Tudor Chirilă, Irina Rimes și Smiley sunt pregătiți să trăiască bucuria muzicii în fiecare vineri, începând cu ora 21:00. Asta-i scena. Iar lacrimile de tristețe se pot transforma în lacrimi de bucurie doar la ProTV, unde visele devin realitate. Începând de miercuri 13 septembrie de la ora 21:30, echipa show-ului Visuri la Cheie e pregătită să descopere noile începuturi care se ascund în fiecare casă. Pentru a exista, un vis are nevoie de un singur om. Toamna vine și cu alte noutăți. Săriți de pe Fix, noul show care îmbină divertismentul cu jocurile și provocările într-un adevărat spectacol de umor, se lansează joi, 14 septembrie, de la ora 21:30. Gazda emisiunii, Cabral, va testa imaginația comedianților, limitele lor, îi va face să fie creativi, să improviseze, totul cu un singur scop, distracție fără limită. Fără simptome de normalitate. Doi invitați neasigurați. Toamna aceasta trăiești toate emoțiile la ProTV. Vă spuneam că ieri ProTV a împlinit 24 de ani, așa că au curs urările, dar și vinul spumant în pahare. Emisiunea Gusturile se discută a revenit cu ediția aniversară. Vedem atmosfera de sărbătoare în următorul material. Așa cu veselie toată viața să ne fie. Viață fii și tu mai liniștită, tinerețea dragă nu fura. Nici n-ai fost de-a bine la trăită, dar tu viață te grăbești așa. Un tot
scurt, spectaculos, invitați de onoare și multe felicitări. Noul sezon al emisiunii Gusturile se discută a revenit pe micile ecrane cu o ediție aniversară în care musafiri au fost pe rând prezentatoarele Pro TV, Anișoara Login, Valeria Capra, Vlada Mardar, dar și interpretul Ion Paladi. Nu au gătit, dar au venit cu cele mai calde urări și au răscolit prin amintiri. Eu sunt generația care a crescut cu Pro TV. Și mă simt o norocoasă și o fericită că muncesc aici. Totdeauna când este un eveniment în familia noastră, în familia Paladi, poate eu reflect cumva aceste momente frumoase din viața noastră. Cea mai longevivă televiziune privată din țara noastră și cu asta toate s-au zis. E ca un vin bun. Cu cât e mai vechi, cu atât exact. e mai de calitate. Pro TV la mulți ani! Da, mulțumesc ProTV-ul că ne oferă această platformă să facem totul frumos. Să nu dezamăgim, să fim aproape de oameni, să fim echidistanți și să fim liberi. Să ne trăiască ProTV-ul și să trăiască. Mult succes în acest nou sezon, fie ca toți invitații care vin aici să creeze această stare de bine pe care voi o creați. Ediția aniversară a avut un moment emoționant și o surpriză. Diana Rotaru și-a luat rămas bun de la colegii de platou și i-a predat ștafeta Iuliei Deliu. Eu nu plec foarte departe pentru că stau peste drum, așa că, dragi colegi, o să vin să mai bem un vin spumant și să sărbătorim plecarea mea frumoasă. Și îți doresc mult, mult, mult succes. Sper telespectatorii să fie alături de tine, să te susțină cu comentarii, cu tot felul de aprecieri. Iar eu voi fi un telespectator fidel, chiar dacă am un alt proiect pe care trebuie să-l realizez, pentru că sunt femeie și nu mă opresc aici. Ion Paladei și Diana Rotaru au făcut ca atmosfera de sărbătoare să se simte din plin în bucătăria Gusturile se discută. Și iar vierti foailată, să nu crezi mândru vreodată, ca să scapi nesărutată. Nici n-ai fost cât de-a bine le-a trăită, dar tu viață te grăbești așa. Anatolie Melnic a pregătit cele mai provocatoare întrebări pentru prezentatoarele Pro TV. Care a fost cea mai plăcută emisiune a ta? Soțul meu. Gata. Ce emisiune o vezi așa, mai neinteresantă pentru tine? Mai puțin urmăresc Ai Sănătate, de fapt. Iar tradițional, Petru Chicu a venit cu o nouă rețetă. Petru, eu n-am mâncat 3 zile pentru că am știut că tu ne gătești astăzi. Dar nu ați mâncat? Nici noapte. Pentru multă voie bună, rețete delicioase și invitați speciali, urmăriți Gusturile se discută în fiecare duminică, începând cu ora 21, doar la Pro TV. Nu am fost eu de mult pe aici, n-a fost nici el de mult pe aici, așa că ne-am dat întâlnire la prima emisiune. Gabriel Nebun acum la O Seară Perfectă. Bună seara, bine ai venit! Anișoara, bine tu ai venit, pentru că ți-am dus dorul și vreau să apreciez că ți-am fost un fidel. Pentru că n-am fost la Pro TV de când ai plecat tu și, dacă sincer, am fost într-o stare de asta de expectativă, așa, când așteptam să revii ca să pot să vin în fața celor de acasă, pentru că dacă cresc odată cu Pro TV, asta e, și așteptam să vin înapoi acasă, dar să fii stăpâna. Uliu! Da, dar eu chiar voiam să rămânim aici un pic. Ai o pauză la TV în general pe care ai făcut-o? Da, n-am ieșit nicăieri. Legată de? N-am ieșit de vreo un an de zile. Am zis că ce mult strică și trebuie să ai și simțul ăsta când să faci o pauză, pentru că nu poți să stai pe toate canalele la TV. Călare, da? Călare, pentru că nu trebuie să oferi omului mai mult decât el nu poate duce. Mai răruț și mai drăguț. Asta este părerea mea, părerea producătorilor, nu e asta. Dacă după ei poți să vii în fiecare zi aici, știi? Ei chiar în fiecare zi, dar atunci când simți nevoie. Consideră necesar. Sau când ai ceva oricum, de spus. Uite, până și la concluzia asta ai ajuns cumva, nu? Ce te-a făcut să decizi că, uite, o să fac și dacă ți-ai pus din start un an n-apar nicăieri sau
A fost așa. Păi tu ai intrat în concediu din maternitate, da, iar eu am luat o pauză cu cântatul pe la emisiuni, pentru că a fost o perioadă de vreo câțiva ani de zile când părerea mea că stăteam buluc mai cam pe la toate emisiunile și deja stăteam și mă gândeam, măi, nu mai am ce spune. Atunci când voi face ceva nou, dacă nu mai lansa un cântec, nu știu. O să am o noutate care o să cred eu de cuvință că va trebui să știi și cei de acasă, cu mare drag eu o să mă cer. S-au supărat pe mine mulți producători. Da, dar în același timp tu ai avut noutăți și oricum n-ai apărut. Am avut tare multe, dar sufletește am simțit să stau un pic așa mai deoparte, în culise, pentru că așa am simțit eu nevoia și fiecare om simte când trebuie să se retragă un pic ca să se încarce cu energie pozitivă și să revină înapoi cu noi forțe și să revină cu flori, că așa fac bărbații adevărați. Eu în primul rând vreau să te felicit că ai revenit din concediu de maternitate. Mulțumesc. Să-ți spun că ești o mămică foarte frumoasă. Mulțumesc. Și de fată și de băiat și totodată tu faci parte din ProTV așa cu sufletul. Tot sufletul și la propriu și la figurat și vreau florile astea să ți le ofer cu mare. Mulțumesc, drag, știu că n-ai voie să te ridici. Eu ți-am zis că... Găsi pup. Uof. Tare ești dulce. Uof. Și mi-a spus cei de la florărie, stai să nu șifonez cămașa cu o calb vreo oră de vreme, mi-au spus că o să țină o săptămână. Deci o săptămână o să mai ai pe masă. Adică să nu le iau acasă. Sau le iei acasă. Acasă se țină mai mult. Nu, acasă bărbatul mi-aduce flori. A, gata. Păi ai un bărbat acasă și un bărbat aici la emisiune. Așa, le punem frumos aici. Să mulțumesc din suflet pentru aceste flori. Cu tot dragul. Eu cred că vor ține și mai mult. Eu n-am luat flori mai frumoase decât tine. Au fost așa niște flori alese mai simple și mai drăguțe. Mă topesc, strângeți-mă de pe jos, adunați-mă. Da, pot să fac complimente, am citit mult. Ai înțeles că asta e cheia spre inima omului, da? Spre inima femeilor. Spre inima femeie, tot om. Tot acolo. Vin doi oameni și o femeie. Bun. Ai lipsit din fața camerei, nu și de pe la evenimente, pentru că am impresia că ești peste tot și nu știu când reușești, cum reușești. Dacă zici tu că ți ia o oră să-ți calci cămașa națională, atunci tu noaptea calci și ești pe drum. Din mai cam nu prea m-am îmbrăcat în altceva decât în costumele naționale. Și ai călcat o dată și o îmbrăcat și a ținut o săptămână. Deci eu cam schimbam costumele odată așa la o săptămână, pentru că nu am foarte multe costume naționale. Câte? Dar Câte? Vreo 7 la număr. Vai, dar ce imagine ați spus că m-am emoționat. Astăzi de ieri, nu? Că m-am ieri am fost făcut, la Fântâna Albă. Dar eu știi ce păcesc? Păcesc în felul următor. Dimineața copilul doarme, mă apuc să scriu emisiunea. Mă apuc să văd ce face Gabriel nebunul. Mă uit pe stories. Al nostru, 24 de ore în urmă, înainte să plec peste hotare, eu zic, n-am înțeles. Din câte știu, tu peste o zi ești la emisiune. Care peste hotare? El era peste hotare la Iedineța. Da, să știi că eu foarte des dimineața sunt în Italia, iar seara cânt la un eveniment în Chișinău. Sau pot să fiu în Spania la amiază și a doua zi dimineața să fiu la un eveniment asta în Chișinău. Asta depinde cu ce companie aeriană. Da. Și nu, că cei care mă invită se asigură. Și uite, aici sunt la... Se asigură și te iau cu microbuzul. Da, mă iau cu microbuzul. Și cu microbuzul cu aripi. Eu cam cunosc deja toate stewardesele, toți capitanii de bord, pentru că m-am mutat în aeroportul din Chișinău și ori de la Iași sau de la București. Și de ce am luat pauza aceasta să fac o recapitulare și o retrospectivă? Pentru că am avut un an încărcat și mulțumesc lui Dumnezeu am cam dormit prin aeroporturi cel mai mult. Patul de acasă nu mă cunoaște și spuneam că mă îmbrac doar în costumele naționale, dar într-o seară am ajuns spre dimineață, de fapt, pe la 5 și la 8 dimineață deja trebuia să plec. Și nici nu mi-am descălțat ochișile, chiar am zis că doar mă întind așa, dacă îmi descalț ochișile, durează vreo 20 minute și poți să adorm... Hainele, da, da poți să adorm dezlegând ochinca. Vezi că la 40 de grade, cu lână asta pe picioare... Anișoara asta a fost iulie și august, deci la mine la propriu ieșea fum din picioare. La un moment dat cântam și simțeam că miroase a ars. A pârlit. A pârlit și când dau nasul în jos,
la picioarele mele, am niște bătături la picioare, dar sunt niște sacrificii, dar dacă faci totul cu dragoste, chiar nu observi. Uite, ați pus imaginea acestea și chiar vă mulțumesc din suflet că sunteți foarte profesioniști. Ieri am cântat la Fântâna Albă, la Iedineț. La nordul țării ajung mai des din lipsă de timp. Mă invită lumea, le mulțumesc, dar nu prea reușesc. Mai rar. Mai rar, pentru că aici am iau două, trei evenimente și nu mai ajung la nord. Dar primarul a hotărât să pună concertul la orele 12. Ziua. Ziua. Și eu zic, dar cine să fie la orele 12? Ziua în amiaza mare. Anișoara dragă, spre mirarea mea era o sală plină de oameni. Știi, uite, am venit acasă cu nod în gât, totodată bucuros. Stăteau ca sfinții în biserică la concert. Atât de umili, atât de cumpătați, atât de darnici în aplauze. În general, toți din sat erau îmbrăcați, știi cum se duc la Paște, cu cele mai frumoase haine, așa, și erau în costume frumoase, care în costume naționale. Și îmi dau seama că acolo, departe, exact, de capitală, oamenii trăiesc au sete asta de concerte. Și uite, aici s-a apropiat de mine un băiat pe nume Adrian, familia Zoc am uitat-o, și m-am dat jos din mașină și vine băiețelul la mine și îmi spune: nu vă supărați, pot să cânt cu dumneavoastră Badea Culiță? Da, da, ți-a cântat și cu mare drag, chiar te rog, și cântă unde vrei, cânte cu acesta. Îți dai seama că tu ești o inspirație pentru mulți copii care iubesc muzica populară? Eu deodată m-am regăsit în ce mi-a spus el, pentru că exact așa sunt eu chiar și acum, când cântă undeva doamna Zinaida Julia, eu fug. Te apropii și tu ca un copil, nu? Chiar dacă am cântat de multe ori pe aceea scenă împreună, emoțiile astea de fiecare dată te acaparează, știi, când ești lângă idolul tău. Și el mi-a spus, mi-ascultă cântecele și mă urmărește peste tot și tare m-am regăsit în el și am zis: cântă unde vrei, cântecul cu mare drag. Mi-a spus că se duce la România au talent și vrea să cânte cântecul acesta. Cu mare drag te susțin cu toată plăcerea și sunt bucuros că ajung acolo în satele unde sunt un pic uitate, știi, pentru că sunt mai departe, dar oamenii pentru că în cap de masă le stă de dimineață până seara munca, pe deal cu animalele și așa mai departe, concertele sunt pentru ei o gură de aer. Da, la țară munca nu se termină și tu ziceai de ora 12, pentru ei ora 12 e cum la noi 8 dimineață, deși pentru mine ora 12 seara. Eu tot așa mă trezesc. Dar n-am fi tu plecat de grabă de acolo, pentru că a mai cântat cineva și le-am spus: nu mai pot, pentru că mai vine altcineva să vă cânte la fel cu drag. Uh-huh. Ei te mâncau cu ochii. Și noi aici suntem în capital alintați. Noi suntem alintați. Nu știu ce, cu și fiecare suntem seară. Foarte flexibili, mai ales când era pandemia. Cam toți, cel puțin eu, dacă mă invita cineva la o petrecere într-un cerc strâns acasă, mă duceam, pentru că eu cânt acolo unde mă cheamă lumea. Și ei sunt alintați. Noi, interpreții, am devenit oarecum flexibili. Dar să știi că uneori stăteam și mă gândeam că cei de prin coasta Chișinăului sunt mai alentați. Eu am cântat de Sfânta Marie la Bubuieci, în comună. Anișoara, cred că erau vreo 10.000 de oameni la concert. Mie mi-au spus organizatorii că ei, de când sunt în primărie, n-au văzut atâta lume la concert. Și așa de tare m-am bucurat. Păi acolo se făceau niște hore, n-aveai unde să arunci un măr. Era un mare de oameni. Exact așa, de Ziua Independenței am cântat la Măgdăcești, tot aici, la o zvârlitură de băți de Chișinău. De asemenea, multă lume. Și îmi dau seama că totuși salvarea poporului nostru din toate problemele este muzica populară. Așa mi-am dat seama că oamenii sunt salvați. Of, de-a fi asta salvarea. Așa. Să revenim la ale noastre. Nici nu știu de unde să o iau și o să o iau, știi de unde? Te-aș invita la o horă, dar mai târziu. Hai liniște, stai, măcar un pic. Nu, de uite, serios, uite, stau aici pe canapea și zic, parcă m-o legat cineva. N-am răbdare să stau apropo așa. Apropo de legătoare, am înțeles că ai câini. Ah, da. Câinele nostru este bucuria familiei. Mamica mea, anul acesta am plinit 50 de ani de viață și cam până la 50 de ani ea nu prea și-a făcut ziua de naștere, n-a sărbătorit-o decât atâta ce mi-aduc aminte, a să fac o masă la lucru. O să fac o masă la lucru. Și așa-și făcea mama zilele de naștere și pentru că am plinit o vârstă așa rotundă, o jumătate de secol, ce mult sună. Depinde cum vrei, în ce lumină să o pui. Și i-am făcut
o petrecere, surpriză. Eu i-am spus că mergem în Italia, să o duc un pic la munți și i-am spus să-și pregătească hainele și să le pună într-o valiză, să se îmbrace lejer, ca să poată veni la Chișinău și să zburăm eventual de la aeroport. Și eu eram acasă deja, la Cahul, mi-am pregătit o petrecere acolo unde m-am născut. De la Chișinău a fost un autocar plin de oameni, plin de invitați, era o nuntă acolo. Și principalul invitat a fost câinele care l-am cumpărat mamei mele. I-am pus numele Amore, dragoste, pentru că e ca o dragoste. Și la... Mă gândesc la filmulețul pe care l-am văzut. Uite la el, a, da. Și l-am luat cu... 2-3 luni și acum are cât 6 luni, 7 chiar, dar este foarte mare și tare o iubește pe mămica. Atunci când l-am oferit la restaurant mamei mele, ea și-a început și-a plânge. Și-a spus, i-a dorit, da? Tare și-a dorit, ea tare iubește animalele. Dar vezi că e alb, nu știu, mă gândesc și e alb tare. Anișoara, tu știi cum avem grijă de el? Îl ducem la, salon. La toate alea. Îi spală ochii, taie unghiile. Îi spală ochii? Da, botișorul, îi curăță urechile. Și cadoul, de fapt, încununarea petrecerii a fost acest cadou, pentru că mămica nu știa de organizarea zilei de naștere. Eu am luat-o de acasă, de la Cahul, dar eram în spatele mașinii și ea nu m-a observat, pentru că în spatele era o cameră care filma fiecare emoție, fiecare grimasă pe față. Și când a ajuns în fața ușii și am deschis-o așa restaurantul, a început să cânte mulțumesc, iubită mamă, și fiecare invitat era așezat într-o coloană cu câte un trandafir alb în mână și oferau trandafiri. Wow, ce scenariu, și erau emoții. Regie. Și am putut să aduc și pe doctorul care a operat-o pe mama de cancer de la spitalul oncologic și oarecum a fost așa plin de emoție, dar și de bucurie că am putut să ne întâlnim cu toții la oaltă și cu prietenii mei pe care mama i-a cunoscut și cu prietenii ei cu care a lucrat o viață întreagă și a fost tare, tare frumos și mizez pe aceste amintiri, mizez pe aceste clipe pentru că trăiesc cu ele și când mai dă nor așa peste mine, retrăiesc toate emoțiile și le șterg ca cu burete. Și acum spune-mi când mai dă norul așa peste tine? Când te simți așa mai deznădăjduit? Da, nu cad eu în deznădejde, că-i păcat, că dar... n-ai cum altfel, nu poate să fie numai miere, știi, în viața Evident, asta. Dar mă gândesc ce-ți provoacă stările astea. Uite ce? Nu neapărat dacă îmi provoacă ceva. Știi că omul și-o face cu mâna lui tot timpul și atunci când ceva mă furnică și nu e așa cum trebuie, îmi dau seama că poate eu am greșit undeva și mă pedepsește Dumnezeu. Dar încep cu cânte, cu evenimentele, dar și nu prea am când să stau, că eu de dimineață până seara sunt încălțat în ochii și ba nord, ba sud, ba peste hotare. Eu cred că tu ai arsuri de gradul 3 la picioare. Nu, eu chiar am nevoie de o intervenție aici, chirurgicală, da? Pentru că de la ochii și mi-au apărut niște probleme la vene, dar... Da, dar 40 de grade și în lână asta eu încă procesez informația. Te încălzează ochiișile, da, decât de ascultătoare, tu n-ai idei, dar știi... Cine? Cu ochiișile miele. Da, fac tot ce zici, da? Absolut, și sunt tare fidele. Stai, cum ziceai că tu, că-s din piele de porc, nu? Și-s din piele de porc, da. De porc, asta țin minte. Și când iese fum din ele, miroase a porc pârlit. Nu, a nebun pârlit miroase. Dar îți spun că la un moment dat trebuia să merg la un eveniment în costum negru, așa de gală, și tu știi că m-am dat să-mi încalț ochii și fără să-mi dau seama, știi, asta a fost ți-ar fi stat bine, ai fi fost la Paris. Zic, stai un chic, liniștie, știi că trebuie să îți iei pantoful. Bun, mai avem câteva subiecte de discutat, dar pentru ca să nu las pe final, pentru că avem câteva minute de discuție și eu mă iau cu vorba și tu te iei și așa mai departe, vreau repede să trecem printr-un blitz interviu. Aoleu! Să-mi dai niște răspunsuri. Păi eu atâta n-am povestit, vorbeam acum cu tine, asta că la durează un minut, jumătate. Tu îmi dai câte un uite, pierdem timpul. Hai, gata, hai. Ascultător sunt. Un an fără telefon sau un an fără bani? Doamne, ferești, nici una, nici alta. Trebuie să alegi. Un an fără telefon. O femeie frumoasă sau o femeie deșteaptă? Deșteaptă, ei acum așa azi... tot spuneți. Da, o femeie cheală sau o femeie cu musteață? Doamne, ferești, și cu voi. Ai lipsit un an de zile. Hai. Cum ar fi sănătoasă să fii? Cheală, cu musteață, toate alea, dar sănătoasă. Sănătoasă. Bun,
Eu și legi cu mustață că se face epilare. Mustață, ne-am ațalit de un cântec. Un somn lung sau o mâncare delicioasă? Nu știu ce înseamnă somnul lung, că nu l-am dormit de mult, o mâncare gustoasă. Așa. Cum te vezi peste 30 de ani? Vai de capul meu, cu mustață. Dacă tot vorbeam de mustață. Dacă el nu vreau să-mi umble curentul prin cap, dar aici lângă tine discutând. Peste 30? Da. Așa? Da, tu și vrei, ai de gând la 30 de ani stremuri și la schios, a să-ți cânt și a să treacă. Bun. Dacă n-ai cânta, ce ai face acum? Aș face televiziune sau medicină. Dintotdeauna mi-a plăcut să fiu în domeniul medicinii. M-am visat doctor să pun injecții și să tratez oamenii, dar Dumnezeu mi-a dat alt fel de tratament pentru că am ceva în comun cu doctorii. Noi cei care cântăm tratăm sufletește, iar doctorii trupește. Adevăr, spui plus că ești și un om foarte empatic și cred că asta ți-a adus o plus valoare, dar Anișoara, eu te anunț acum. Mai avem 3 minute de discuție, după aia cântăm. Deci, ne organizăm. Așa, frumușel, băieți, organizarea. Ne-am organizat. Ia cameraman, organizarea, ieși în față. Ne-am organizat și vorbim despre Pro TV 24 de ani. La mulți ani, dragilor. Așa. Voi v-ați născut cu un an înaintea mea. Ați așteptat să vă nașteți voi, apoi să mă aducă părinții mei pe lume, pentru că voi sunteți din 99, iar eu din 2000. Și eu am crescut cu Pro TV și sunt la voi de 10 ani, pentru că anul acesta fac 10 ani de cântec. Serios? Și uite, este un an foarte important pentru mine și vreau să mă ajute Dumnezeu să-mi îndeplinească dorințele mele. Mult am trăit cu voi și foarte multe clipe am frumoase. Uite ce se întâmplă aici. Da, da, da. Un chic am scris pagină cu pagină și vreau ca peste 30 de ani, cum ai spus tu, să scriu o carte cu toate amintirile de la Pro TV, de aici, cu tine, toate reportajele că am crescut în ochii voștri și vă mulțumesc pentru asta că sunteți cu și mine. Și noi îți mulțumim pentru că ești o parte din familie și tu. Dar bun, ți-a fost doar de mine. Mie mi-a fost enorm de dor de tine. Dar și enorm! Trebuie să te mai întreb. Cât ai spus? Trebuie să te mai întreb. Hai, te rog. Adică nu trebuie, dar vreau. Mai predai? Da, anul acesta mi-am luat mai puține lecții pentru că nu reușesc fizic. Au venit mai multe clase decât de obicei la Liceul Teoretic Vasile Alexandrie și vreau să-mi salut doamna director, doamna Daniela Vacarciu, care tare ține la mine, nu pentru că eu cânt și vin la Pro TV la tine, dar pentru că am făcut o relație de prietenie, am construit-o foarte frumos și voi preda doar la 6 clase pentru că trebuia să am peste 12. Anul trecut am avut 18 ore, anul acesta 6 doar. Bine că reușești. Nu reușesc, pentru că vineam de peste hotare, mă dădeam jos din avion, mă schimbam și mă duceam la școală și nu reușeam și eu nu mă simt bine, parcă simțeam că nu fac treaba până la capăt. Pentru că și în septembrie acum, apropo, plec pe 24 septembrie la Lisabona, în Portugalia, unde voi fi la un concert cu diaspora noastră, va fi un concert pentru toată lumea și îi așteptăm, nu știu detalii, voi pune afișul pe pagina mea și aștept pe toți moldovenii din Portugalia. Și cu siguranță vor veni mulți și frumoși. Hai să rezumăm că parcă simt că... Ceva n-am vorbit, da? Nu. Simt că de grabă nu vii. Nu vin de grabă. Nu vin pentru că nici acum n-am vrut să vin, dar am zis că dacă a venit Anișoara, tu îți dai seama că fuge timpul ca nebunul, exact ca numele meu de familie, pentru că n-a venit de un an jumătate. Din 2022. Eu mi-am amintit că tu n-ai venit din 8 martie 2022. Da. Da. O să-ți spun vreodată de ce am luat pauza aceasta. A, totuși poate este. Vreo 30 este, e de ani. Acolo ceva. Păi, da, ca la peste 30 lumea. De ani, când ne-am scoate protezele, așa. Eu, știi, m-am învățat, Anișoara, să nu mă plâng, dar spun și de ce. Pentru că noi suntem în fața celor de acasă. Oamenii și așa sunt plini de boli, exact. Plini de credite, plini de probleme. Frate cu frate nu se împacă, mamă cu fiul nu se împacă. Dacă mai vinim și noi cu problemele noastre, ce facem din telespectatori? Pierd speranța, așa că doi morci, trei rănici, nu o să cânte muzica. Da, dar până să cânte muzica, dacă tot nu te văd curând, bun, poate tu îi mai vedea eu, dar eu nu aici pe canapea. Eu la botezul Carlei. Despre asta noi nu o să vorbim acum. Da, dar n-am ajuns. Nu ne plângem. N-am ajuns și îmi pare rău. Ai zis, nu ne plângem cu oamenii. Îl faci pe a treilea și vin. Pauză. Eu nu știu cât de tare să văd cearcănile mele. Lasă că, măi, tu știi că și așa erai tare frumoasă, dar tine copiii te întineresc, așa că ai avantaj. Radu, m-ai auzit? Eu vreau să mai cânt la o cumătrii. Eu mi-ai fac Carle una, dar ajungi. Nu mai trebuie. Ce faci anul ăsta?
anul acesta plin de evenimente, ar trebui să întâlnim anul nou în America, într-un turneu în mai multe state. Trebuia și anul trecut, doar că cineva de undeva nu mi-a oferit la timp un document prin care demonstra că eu sunt un interpret aici în țară și am avut niște întrebări la viză. Dar așa și am spus, că tot ce se face, se face spre bine și nu vreau să grăbesc lucrurile, că știe moment. Dumnezeu când trebuie și unde. Cântăm, sunt peste hotare cam în practic în fiecare săptămână și cu cei de acasă, cei dragi care le mulțumesc din suflet pentru invitații. Vara aceasta am avut niște concerte tare frumoase în diasporă la Barcelona, la Milano, unde au fost foarte mulți oameni moldoveni cu dor de casă și acolo cu adevărat te încarci de energie ca să poți veni acasă să scrii în continuare cântece și să le oferi tot lor. Înseamnă că eu îți urez să ai zboruri ușoare dacă tot vei fi mult în străinătate. În continuare îl ascultăm pe Gabi Nebunu cântând. De mult nu l-am văzut aici să ne cânte și eu îți mulțumesc din suflet. Am un cântec nou. Ai fost azi alături de mine. Cu drag. Îți urez zile frumoase, zile senine, iar atunci când ți-o fi mai greu, să nu spui la nimeni. Nu spun. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu și ție misiuni frumoase mulțumesc. Ca tine. Mulțumesc. Te invit să ne cânti cântec nou de la Gabi Nebunu. Hai să-l ascultăm. Hai, la mulți ani pentru ProTV. Sănătatea, dar și buzunarul. La mulți ani, mulți ani, cu toții plini de roade. Când ne-a fi mai greu la Domnul gândul să ne șadă. Parcă le-ai făcut pe toate, însă n-ai mai apucat. Să trăiești cu adevărat. Hai la mulți ani, mulți ani, să ridicăm paharul, să ne țină sănătatea, dar și buzunarul. La mulți ani, mulți ani, cu toții plini de roade. Când ne-a fi mai greu la Domnul gândul să ne șadă. Și ceasul să trăiești de dragul tău. Dușmanului șterge-i nasul dacă ți-a făcut vreun rău. Păi dușmanului șterge-i nasul dacă ți-a făcut vreun rău. Hai la mulți ani, mulți ani, să ridicăm paharul, să ne țină sănătatea, dar și buzunarul. La mulți ani, greu la Domnul gândul să ne șadă. Bine faci, bine șade, omenos să fii cu toți, chiar și celor cu iscoade. La mulți ani, mulți
să ne șadă la mulți ani, mulți ani. Să ridicăm paharul, să ne țină sănătatea, dar și buzunarul. La mulți ani, mulți ani, cu toții plini de roade, când mi-a fi mai greu la Domnul gândul să ne șadă. Este considerat unul dintre cele mai scumpe orașe din lume și totuși nu e nevoie să fii milionar ca să ai o investiție în Dubai. Cum e posibil și cu cât, ne spune în continuare Rita Stanila. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Anișoara! Mă bucur că în sfârșit am reușit să vin la emisiunea voastră. Da, eu știu și că tu ești foarte așa limitată în timp, că pleci imediat din câte am auzit pe 7 deja plec în Italia, după care pe 15 intrăm în câmpul de muncă în Dubai. Așa! Bun, e cald acolo acum? Este, da, în jur de 46 de grade. Altul, nu? Da, 46 de grade, dar eu spuneam că în Italia eu am simțit mai mult căldură. Adică acolo... Alt aer. Ei deja nu este legal, dar ei deja fac nouri artificiali ca să protejeze un pic de razele solare, da. Aha, se lucrează. Ah, alt nivel, că are nouri artificiali. Bun, da. Hai să ne spui în două cuvinte cum ai ajuns tu să faci imobiliare în Dubai. Deci a fost chiar o nebunie așa, am plecat în Dubai ca să fac o școală de engleză pe 3 luni și în acea perioadă mi-au propus să fac câteva interviuri într-o agenție imobiliară. Am făcut, eu cunoscând italiana și având un pic de experiență în imobiliare în Italia, adică italiană rusă, pentru că sunt foarte mulți ruși acolo, mi-au zis pot să încep de mâine. Evident, așa. Nu eram pregătit, a trebuit să mă reîntorc în Italia, pentru că copilul meu locuiește în Italia, să pun toate lucrurile la punct, după care m-am reîntors în Dubai și am început munca de agent imobiliar. Ok, interesantă poveste. Unde te-a dus așa? Viața. Da, viața. Bun, vorbim astăzi despre investițiile imobiliare în Dubai și, știi, senzația mea, în ultimii 2 ani, cred că a început să se vorbească foarte mult despre acest subiect. Afacerile imobiliare în Dubai, investește în Dubai și așa mai departe. De ce, nu știu, Dubai până la urmă are niște limite, nu? Cât de mult poate să se extindă și cât de mult poți să găsești acolo un loc pentru investiții? În primul rând, Sheikhul este o persoană foarte inteligentă, adică Dubaiul se va extinde atâta cât este nisip. Atâta cât este nisip. Cât tine, exact. Pentru că ei acceptă oricare investiție, lumea vine, investește și ei nu pun limite. Da, este adevărat că locurile ca să procure un apartament în Dubai sunt un pic limitate, pentru că sunt, de exemplu, un building de 400 de disponibilități în 2000 de cereri. Da, Dubaiul crește și mereu va crește. Așa. Bun. Ca să faci o investiție imobiliară în Dubai, trebuie să și mergi acolo? Sau cum are loc procesul ăsta? Deci avem foarte mulți investitori care, de exemplu, muncesc în Marea Britanie sau în America sau în Italia. Nu este nevoie de la început să merge, de ajuns cu o copie de pașaport să ne trimiți nouă. Decidem împreună apartamentul în bază la bugetul clientului, bineînțeles, și cu copia de pașaport, pentru că apartamentele, de obicei, moldovenii noștri sau românii, italienii, rușii, iau în fază de construcție, adică în fază de construcție care va fi gata în 5-7 ani. Este nevoie să fie proprietarul doar în momentul când îți mânează cheile. Așa, adică când e gata imobilul. Exact, la finisarea proiectului. Și apropo de asta, e mai bine să investești într-o clădire în fază de proiect sau una deja gata? Este, adică noi propunem clienților mereu să ia în fază de construcție, deoarece dezvoltatorul, în afară că dobânda este zero, permite clientului să plătească timp de 7 ani, plus prețul este mai mic, pentru că în cazul în care deja apartamentul este gata, prețul este cu mult, cel puțin 30%. Da. Și dacă vorbim de prețuri, cred că ăsta este subiectul care îi interesează pe oricine. Absolut. Banii. Până la urmă, investiția asta înseamnă bani. Câți bani trebuie să ai ca să investești în Dubai? Anișoara, când vorbim de Dubai, toți își imaginează că e țara imposibililor. Nu este adevărat, pentru că chiar și un apartament, de exemplu, eu am făcut așa o comparație,
în București, în metru pătrat, la 2000 de euro și în Dubai am vândut și cu 1900 de euro metru pătrat. Uh-huh. Un studio, o garsonieră, începe de la prețul de 130.000 de euro, adică ar fi prețul integral, dar noi avem posibilitatea să achităm, clientul are posibilitatea să achite 7 ani, dar după ce ai achitat 30%, tu deja poți să-l revinzi. Adică nu este neapărat ca tu să ai 130 de mii ca să-ți poți permite o garsonieră. Uh-huh. Sau 180, 190 de mii, 200 de mii să poți permite un apartament cu un living și o cameră de dormit. De obicei, cine vine acolo? Investitorii, da? Investitorii ce fac? Cumpără la 30%, le revând. Pentru că odată ce tu ai plătit 30%, el deja a început, construcția este deja începută, uh-huh, și evident tu randament ai, cel puțin 10-15%. Necătând la faptul, avem clienți care au avut un randament timp de jumate de an de 100%. Adică imobilul a fost în jur de 500.000 de euro, ei 30% au plătit 150.000 de euro, peste 3 luni l-au vândut cu 800.000 de euro. Uh-huh. Adică 500 au avut un randament de 300.000. Nu, așa, cifre impresionante. Și apropo de cifre, sunt oamenii care, uite, gândesc prin prisma investiției, da? Ca după aia să scoată un profit și așa mai departe. Există și din cei care aleg pentru ei să aibă locuința lor acolo, să meargă în Dubai, să eventual să trăiască acolo? Da, și din an ce trece tot mai mult se gândesc să se mută chiar și cu traiul în Dubai. Unicul lucru în Dubai sunt școlile pentru copii, sunt foarte scumpe, dar la fel sunt școli puternice, pentru că copilul învață în engleză, arabă și franceză. Uh-huh. Și sunt toate private. Cel puțin începe un an școlar în jur de 20-30 de mii de euro. Dar începe lumea să vină pentru că își deschid companii, nu, în afară de imobiliare, alte activități, uh-huh, exact, și nu este nicio taxă, adică nu plătesc nimic. Plus orașul este Dubaiul este un oraș foarte, foarte protejat, sigur, exact. Aici în Italia noi avem camere și pentru privacy lumea nu poate să nu se simt, uh-huh, protejat, să spunem așa. În Dubai este regulă, la fiecare metru pătrat este camera de luat vedere, adică nu se există vede tot furturi, și exact. Nu există furturi, nu există să rămâi fără geantă sau fără portmoneu sau un copil acum, să se fure ce sau ce genți sunt acolo? Păcat ar fi să păi lumea nu vrea să, pentru că sunt și acolo eventual răi, nu? Da, dar lumea sigur nu vrea să să riște, exact, pentru că dacă riscă el, nu mai calcă nici el, nici 5 generații de-a lui. Și tot ne-am lui în Dubai. Exact. Bun, mai avem vreo 30 de secunde și vreau să facem o concluzie, să ne spui tu de ce ar fi bine să investim, să investească eventual cei care își doresc și de ce n-ar trebui să se teamă să facă o astfel de investiție. Da, eu cum am mai spus în videourile care le postez pe social media, Dubai este un oraș foarte sigur și anume pentru investitori, adică clientul odată ce începe să facă o investiție, el nu dă banii la dezvoltator, adică dezvoltatorul nu crește proiectul, nu construiește proiectul pe baza banii clientului. Banii clientului sunt la guvern, uh-huh, sunt păstrați până dezvoltatorul își îndeplinește 80% din proiect. Când are proiectul aproape finisat, adică guvernul transmite banii la dezvoltator. Banii și tăi adică sunt chiar la loc, banii sigur tăi sunt la siguranță, exact. Și mai vreau să adaug ceva, că sunt foarte mulți clienți care ei de la început le-i frică să investească 150.000 sau 50.000 de euro și așa mai departe. Eu acum vreau să fac un portofoliu unde chiar vreau să îndemn lumea care vrea să investească 5.000 de euro, 10.000 de euro, adică vom fi stăpâni la un apartament în jur de 5-7 persoane. Așa. Investim, uh-huh, după care decidem un termen, 6-1 pe cote, așa, exact, cum a venit. Exact, pe cote. Fiecare, tu ai investit 10.000, după aia ți se revine, spre exemplu, 10% din venit,
tu ai investit 30.000, ți revine 30. Da, adică că... nu e nevoie de bani mari până la urmă ca să poți scoate. Nici nu de bani mari, dar foarte mulți clienți, parcă primul pas lor le este un pic frică. Știi? Și ce spun? Dă să nu arunc mulți bani, dă să încerc cu 10.000. Că cine știe, da. Că cine știe. Da. Da. Și de asta dăm posibilitatea clienților, viitorilor clienți, să încerce și acest portofoliu. Da, interesantă abordare. Îți urez succes în ceea ce faci. Mulțumesc. Și în continuare să suporți ușor căldurile de acolo. Cu siguranță așa va fi. Mersi, Rita. Iar eu vă spun că atât a fost pentru prima ediție din acest sezon. Ne revedem mâine, însă când vom vedea cum a fost la botezul Leilei, fiica cea mică a prezentatoarei ProTV, Tatiana Anastas. Aceasta a fost cu multe emoții pentru prezentatoarea știrilor ProTV, Tatiana Anastas, care și-a încreștinat fiica mai mică. A fost cam din scurt planificat botezul. Cum s-a comportat micuța Leila, cine au fost nași de botez, dar și ce a urmat după, afli mâine la O seară perfectă. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine. O seară perfectă să aveți și o săptămână cu spor.